Bună din nou, dragilor. Numele meu este Bianca Radu și sunt psiholog în cadrul clinicilor Dentestet. Iar pentru astăzi mi-am propus să abordez tema anxietății și mai ales a controlului acesteia. Pentru că primesc foarte multe întrebări și pacienții pe care îi consult în ultima perioadă Uh, sunt uh, foarte atinși de această anxietate. Uh, am considerat că este o temă de interes general și sper să vă fie utile informațiile pe care vi le voi prezenta în continuare. Haideți să vedem cum anume ajungem să fim anxioși. Ei bine, gândurile iraționale de tip catastrofizare, adică e o catastrofă, un dezastru tot ce se întâmplă. De generalizare, bă, nimeni nu va scăpa de asta, sau gândirea dihotonică de tipul alb și negru, ori vă muri cu toții, ori nu știu ce se va întâmpla. Sunt gânduri pe care uh, se pare că le rulăm zilnic, din ce în ce mai mulți dintre noi, și asta ajunge să pună stăpânire atât pe noi, cât și pe viața noastră. Iar dacă le hrănim și le alimentăm, ne conduc chiar înspre panică. Pacienții mei îmi spun adesea: Sunt izolat și voi rămâne fără mâncare sau fără provizii, fără bani, fără medicamente, fără serviciu, nu mai am nervi, nu mai rezist, nu mai pot să stau în casă, nu am control și asta mă sperie, nu mai fac față, ne vom îmbolnăvi cu toții. Există însă. O diferență semnificativă pe care vreau să o subliniez și pe care îmi doresc să o înțelegeți, și anume diferența între îngrijorare și anxietate. De unde, până unde ține îngrijorarea și unde anume începe anxietatea? Ei bine, îngrijorarea. Este o forță, să zic, mobilizatoare Ea este motivatoare pentru că ne ajută și ne determină să luăm măsuri Să acționăm în așa fel încât să ne protejăm Să simțim că ne punem la adăpost Că luăm măsurile care țin de noi pentru a ne simți în, sigur în siguranță Ne determină să respectăm regulile impuse de autorități, deci Uh, ne ține ancorați în realitate și ne ajută să conștientizăm ceea ce se întâmplă cât se poate de real. Îngrijorarea este așadar o stare emoțională sănătoasă și adecvată situației actuale uh, și care uh, susține comportamente normale, congruente cu evenimentele pe care le trăim. În schimb, anxietatea este cea care ne blochează, ne activează și ne alimentează temerile. Preia controlul asupra noastră, asupra vieții noastre și ne imobilizează, ne îngrozește, ne împiedică să mai privim lucrurile obiectiv și rațional. De aceea, în această perioadă, este foarte important să conștientizăm că există două tipuri de lucru, două tipuri de situații, cele pe care le putem controla, care stau în puterea noastră de a le face și de a le controla, și cele pe care nu le putem controla, care nu țin de noi și care chiar dacă ne privesc și pe noi, nu suntem noi cei în măsură să controlăm acele lucruri. De exemplu, deciziile pe care le ia statul pentru noi și pentru siguranța noastră. O abordare sănătoasă și constructivă ar fi să ne propunem să facem ceea ce ține de noi, să schimbăm ceea ce stă în puterea noastră și asta ne va da, de fapt, putere și control, acel control de care avem atât de multă nevoie. Este important, de asemenea, să. Acceptăm ceea ce nu putem controla, ceea ce nu putem schimba și mai ales ceea ce nu ține de noi. De asta este de ajutor să ne punem mereu întrebarea: Ține de mine, e în puterea mea să fac ceva, să schimb ceva în sensul ăsta, sau nu pot avea nicio contribuție la ceea ce se întâmplă, nu pot schimba nimic din ceea ce se întâmplă în exteriorul meu. În acest sens, este important să trăim în prezent, să luăm fiecare zi ca atare și să ne asigurăm că respectăm și facem tot ceea ce ține de noi pentru a fi în siguranță noi și familiile noastre. Nu este indicat să ne facem planuri pe termen lung, întrucât vedeți că viitorul este destul de imprevizibil și mai ales greu de controlat în situația de față. Așa că haideți mai bine să ne concentrăm și să ne bucurăm de ceea ce putem face aici și acum pentru noi și pentru cei dragi nouă. De exemplu, dacă făcându-ne planuri ca peste două săptămâni să petrecem Paștile într-un loc minunat, dacă acest lucru nu se va întâmpla, așa cum ne-am propus noi, așteptările noastre nu vor fi îndeplinite și, drept urmare, vom trăi mai multe frustrări, care, acumulate, pot duce la depresie, la anxietate și chiar agresivitate. În această perioadă, dacă lăsăm frica să ne afecteze mintea, nu mai suntem capabili să vedem și să găsim soluții practice la problemele noastre. Așadar, alternativa sănătoasă la frică este trăirea unei emoții funcționale, chiar dacă negative în principiu, și anume cea de care am vorbit deja, îngrijorarea. Această emoție, cum spuneam, ne poate motiva, ne poate ajuta să ne bucurăm, de exemplu, de ceea ce ne oferă izolarea, de Timpul petrecut împreună cu ai noștri, cu familiile noastre. Așadar, emoțiile nu trebuie să fie negate, nici șterse, ci doar conștientizate și înlocuite cu alte emoții, chiar dacă din același repertoriu, dar care să fie mai prietenoase, gen îngrijorare, în locul panicii. Uh, da, putem fi nemulțumiți de situația în care ne aflăm sau de faptul că suntem obligați să stăm în casă, dar uh, hai să o numim nemulțumire și nu uh, agresivitate. Uh, putem fi triști pentru că se întâmplă ceea ce se întâmplă în lume, dar haideți să nu devenim depresivi. E important, deci, să conștientizăm și faptul că nu situația în sine ne afectează ci felul în care noi ne raportăm la această situație. Și așa se explică de ce, în uh, situația gen COVID-19, există părinți care se bucură de timpul petrecut cu copiii și familia, care fac lucruri plăcute și interesante împreună, au proiecte comune, jocuri, fac de mâncare, bricolea, bricolaj, um, independent de situația sumbră care este în afara căminului lor. Dar există și părinți care se simt uh, depășiți de situație, cu nervii la pământ, care simt că au scăpat fruiele din mână. Și în acest caz, emoțiile negative nefuncționale au pus stăpânire pe ei, adică anxietate, depresie și ajung chiar la agresivitate Față de restul membrilor familiei. Soluția practică este așadar să privim momentul potrivit. Izolarea poate fi un motiv numai bun de a ne ajuta să ne organizăm, să organizăm jocuri în familie prin intermediul cărora fiecare membru al familiei să-și poată identifica, verbaliza emoțiile. Și a le transforma într-unele mai adaptative. De exemplu, putem uh, juca un joc în care să organizăm un bol și din acest bol să extragem fiecare câte un bilețel cu afirmații de genul Simt furie atunci când uh, sunt cel mai fericit când mă simt. Nu știu cum, când suntem împreună. Bilețele care urmează să fie completate verbal de către fiecare jucător, de către fiecare membru al familiei. Uh, Sigur că vă întrebați, ok, și cu cei mici ce facem. Există soluție și pentru uh, astfel de situații, și vă propun ca pentru copii mici de 2-3 ani, să zicem la care funcționează foarte bine cartonașele, imaginile de tip smiley faces, le puteți pune în acest bol pe care ei se le poate extragă și fiecare dintre voi, chiar și adulții, să extragă câte un astfel de cartonaș, iar copiii să asocieze stările cu comportamentele sau chiar le puteți mima. Spor să aveți doar la descoperirea emoțiilor. Haideți să vedem, dacă tot a venit vorba de copii, cum mai putem ajuta? Cum ne putem ajuta copiii să își gestioneze emoțiile? Păi, în primul rând, este foarte important să folosim acest timp de stat împreună, în așa fel încât să ne conectăm unii cu alții, să ne conectăm cu ei, să le oferim atenție, să vedem, să-i să studiem, dacă vreți, să vedem ce le place, ce nu le place, ce îi satisface, ce îi deranjează. Să păstrăm o atmosferă plăcută și pozitivă, optimistă, chiar în familie, să ne jucăm împreună zilnic, putem face un ritual din asta și, mai ales, încercați să vă prostiți cu ei. Dați-vă voie să vă prostiți, să vă faceți un joc din orice și, mai ales, să-i surprindeți. De asemenea, îi putem ajuta pe copiii noștri să mențină contactul, legătura cu colegii lor de clasă, de grădiniță, acei colegi care însemnau ceva pentru ei și care îi hrănește prin simpla lor relație deja construită. De asemenea, discutând despre temerile lor și tratându-le cu seriozitate, atenție, nu cu ironie sau cu nepăsare, putem afla informații Importante despre copiii noștri și mai ales despre stările lor. Spor la descoperirea emoțiilor copiilor voștri și la construirea de emoții pozitive împreună.